Vă rog să deschideți împreună cu mine la Isaia, capitolul 55. Continuăm această frumoasă călătorie prin cartea prorocului Isaia. Ne aflăm la scurtă distanță de capitolul 53, acel magnific capitol în care îl vedem descris pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, în capitolul 54, am văzut acele portrete surprinzătoare care Isaia ni le aduce încât să vedem Evanghelia prezentată în diverse tablouri frumoase și să fim atrași, fiind surprinși de această lucrare extraordinară și întrebându-ne cine ar putea realiza o asemenea lucrare, cine ar putea reconstrui o cetate dărâmată, cine ar putea da copii unei femeie care este stearpă. Cine ar putea face aceste minuni? Și răspunsul este Dumnezeu este singurul care ar putea face acest lucru. Și realizăm că toate aceste tablouri sunt nimic altceva decât metafore pentru mântuirea care noi o experimentăm prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. În capitolul 55, Isaia face o chemare, sau mai bine spus, face două chemări, chemarea Evangheliei sub două forme. Și am putea împărți capitolul 55 în felul acesta. Avem două chemări făcute de Isaia la această Evanghelie, la această mântuire care a prezentat-o. Întâi avem de la versetul 1 la versetul 5 chemarea lui Isaia care ne spune să venim, să bem și să mâncăm. Prima chemare este prezentată în felul acesta. Veniți, beți și mâncați. Iar apoi, de la versetul 6 la versetul 13, suntem chemați să căutăm și să chemăm numele Domnului. Și aceste chemări sunt făcute nouă odată ce ni s-a prezentat persoana Domnului Iisus Hristos, odată ce ni s-a prezentat lucrarea surprinzătoare a Lui, acum suntem chemați ca să venim, să căutăm și să chemăm. Și în această dimineață vrem să privim la aceste două chemări, să le considerăm, să le auzim, nu doar cu urechile noastre, ci cu inimile noastre și să răspundem față de aceste chemări. Prima chemare, versetul 1 la versetul 5. Veniți, beți și mâncați. Primul lucru care trebuie să-l delimităm este cui este adresată această chemare. Și Isaia ne spune, voi toți cei însetați. Și există o diferență imensă între a spune doar voi toți sau voi toți însetați. Hristos exclamă în Ioan capitolul 7, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Și cuvântul cheie aici este cuvântul dacă. Dacă însetează cineva. Dacă nu ți este sete, nu vei simți nevoia de apă. Vreau să specific că există o diferență extraordinară între a simți nevoia de apă și a avea nevoia de apă. Nu știu dacă știți, dar în momentul în care ți este sete, simți setea, da? Deja ești deshidratat, deja ai lipsă de apă. Tu ai nevoie tot timpul de apă și medicii spun că ar trebui să bem nu știu câți litri de apă în fiecare zi. În momentul în care simțim neuscată gura și ne este sete, înseamnă că am mers prea mult fără a bea apă. Noi avem nevoie de apă în mod constant. Faptul că omul firesc nu simte setea spirituală nu înseamnă că el nu o are. Înseamnă doar că prin diverse mecanisme a înnăbușit acel sentiment, dar el are nevoie. Și noi avem nevoie. Chemarea este într-adevăr adresată tuturor, dar doar cei însetați vor simți nevoia pentru o chemare la apă. Dacă vin și spun, ai vrea niște apă? Și zici, nu mi sete. Nu, mersi. Tu ai nevoie de apă, este esențială pentru viața ta și supraviețuirea ta. Dacă nu simți această nevoie, vei respinge oferta mea. Dar dacă ești însetat, dacă înăuntru tău este acest sentiment că ai nevoie, dacă buzele tale sunt uscate, dacă limba ta se lipește de cerul gurii și eu vin și spun, am o sticlă de apă, îmi vei fi așa de mulțumitor și vei accepta oferta mea. Chemarea este adresată tuturor, dar doar cei însetați, cei care simt această sete, vor simți nevoia de apă. Ce este această sete?
În Scriptură, setea și foametea sunt metafore spirituale pentru condiția noastră spirituală. Pe de o parte, ele indică deficitul nostru spiritual. Îți este sete pentru că duci lipsă de apă. De asta ne este sete în viața de zi cu zi, da? Poate ne-am exercitat în munca noastră, poate am transpirat și avem un deficit de apă și avem nevoie de apă. Ne este foame pentru că duci lipsă de mâncare. Da? Când ți-e foame, înseamnă că n-ai mâncat de ceva vreme sau n-ai avut mâncare la îndemână. Dar de unde provine această stare de sete sau de foame? Provine din faptul că Scriptura ne arată că omul n-a fost creat să trăiască doar cu pâine și doar cu apă. Că hrana de care noi avem nevoie este mai mult decât atât. Nu doar pâine și nu doar apă, ci Mântuitorul ne spune cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4 răspunde Mântuitorul când este ispitit. Suntem făpturi spirituale care avem nevoie de o hrană spirituală, care vine doar prin comuniunea cu Dumnezeu. Hrana aceasta de care avem nevoie este părtășia cu Dumnezeu. Adam era mai hrănit prin părtășia lui cu Dumnezeu decât era hrănit de bucatele de care avea parte din grădina Edenului. Adam nu avea nevoie doar de mere, pere și ce culegea din copacii din Eden. Avea nevoie ca zilnic să fie în părtășie cu Dumnezeu. Ceea ce îl susținea pe Adam în grădina Edenului, în acea stare fericită, nu erau copacii deosebiți de frumoși și smeura care creștea tot anul, nu numai într-un anotimp ca la noi, ci era părtășia care o avea în mod constant cu Dumnezeu. Asta îl ținea pe el în viață. Lucrul acesta este adeverit prin faptul că datorită păcatului am fost izgoniți din prezența lui Dumnezeu, am fost scoși afară din locul unde aveam părtășie cu El și aveam acces la hrana spirituală și rezultatul este moartea. Murim pentru că nu mai suntem hrăniți din Dumnezeu. Murim pentru că nu mai avem acces la sursa din care vine hrana care este Dumnezeu. Și corpurile noastre și sufletele noastre nu pot trăi fără Dumnezeu. Pentru că am fost creați nu să fim menținuți doar cu apă și pâine, ci să mâncăm, să ne hrănim în mod constant din Dumnezeul nostru prin părtășie cu El. De aceea omul suferă de această sete și această foame spirituală, pentru care oricât ar încerca și încearcă, tot ceea ce facem în viața noastră este să încercăm să stâmpărăm această sete prin mijloace pământești și nu putem. Încercăm prin plăceri, nu putem. Încercăm prin succesuri, nu putem. Încercăm prin distracții, nu putem. Și această sete și foame în mod constant ne consumă. Și nu găsim pe pământ o soluție pentru ea, pentru că ceea ce avem nevoie nu este pământesc. Apoi, ne arată nevoia vitală pentru acea hrană spirituală. Setea și foamea nu sunt probleme majore, cel puțin în lumea în care noi trăim, dacă în scurt timp primești ceva de mâncare și puțină apă de băut. Poate n-ați mâncat nimic în dimineața aceasta, eu am avut doar o banană. Și poate pe la finalul predicii o să-mi fie foame. Și poate să-mi fie sete. Mi-am luat o sticlă de apă de data aceasta pentru că sunt răcit și am zis să am la mine. Dar dacă am acces la apă și în scurt timp beau un pic de apă și dacă mă duc acasă și mănânc ceva, probabil sarmale, că asta de obicei este la mine, duminica la mine, da? Foamea și setea nu sunt o problemă pentru mine și nici pentru dumneavoastră. Dacă vă este sete când ați mâncat în această dimineață, o să ajungeți acasă și să fie un ospăț pregătit și trece foamea. Dar dacă am fi în altă țară, în Africa sau cine știe unde, unde poate trec 10 zile și n-ai acces la apă și n-ai acces la hrană, ar fi o problemă? Ar fi, dar totuși n-ai muri. Dar dacă trec 100 de zile? Dar dacă trec 1000 de zile? Înțelegeți că problema aceasta, minusculă pare, este vitală dacă mergi o perioadă îndelungată fără hrană și fără apă. Rezultatul acestei condiții și fizic, sete și foame, și spirituală, dacă nu este rezolvată, este moartea. Dacă nu mănânci un an de zile, dar nu durează atât, dacă nu mănânci un an de zile, mori. Și dacă nu ajungi la un moment dat să te racordezi, să te hrănești din Dumnezeu, mori. Sau mai bine spus, rămâi mort.
Și nu în ultimul rând, setea aceasta și foamea aceasta ne arată dependența noastră. Faptul că avem această sete și foame ne arată dependența noastră totală de Dumnezeu. Avem nevoie de hrană și asta ne indică că nu suntem sursa ei, că nu suntem autosuficienți. Avem nevoie de ceva înseamnă că ne lipsește ceva. Dumnezeu nu este sete. Dumnezeu nu este foame. Dumnezeu nu îi lipsește vreodată ceva. El este autosuficient. El nu are nevoie de cineva sau de ceva să îl susțină. El este din veșnicie în veșnicie. Și nu depinde de absolut nimic. Eu, în schimb, prin faptul că îmi este sete, trebuie să mă duc la ceva extern mie și să beau ca să fiu stâmpărat în setea mea și să nu mor. Prin faptul că îmi este foame, că nu am în mine resursele încât să trăiesc fără a mânca, fără a merge și a procura de undeva hrana, înțeleg că nu sunt autosuficient. Și sunt amintit din nou și din nou, de 3 ori pe zi. Sau cred că de mai multe ori, recunosc. Că am nevoie ca să fiu susținut de undeva. Să primesc resursele necesare de undeva. Nu le am din mine. Și nici dumneavoastră nu le aveți din dumneavoastră. Aveți nevoie ca să le primiți de undeva. Și resursele necesare ca să trăim, cred că știți foarte bine, nu vin de la Kaufland sau de la Auchan sau de unde, vin de la Dumnezeu. Ai putea avea tot belșugul din lume și toată mâncarea și toate sucurile. Și dacă Dumnezeu nu îți susține viața, nu îți dă puterea vieții, vei muri. Lucrul acesta ne învață, ne indică că nu suntem autosuficienți, că suntem dependenți în existența noastră. Apoi, faptul că avem nevoie nu doar de hrană fizică, ci de hrană spirituală, pentru că oricâtă hrană fizică am primit, tot ne este sete și ne este foame și ceva parcă ne roade pe dinăuntru. Faptul că avem nevoie de o hrană nu doar fizică, ci spirituală, ne indică dependența noastră totală de Dumnezeu. Pentru că dacă mâncăm hrană fizică și în scurt timp ne este foame, înțelegem că e nevoie de o hrană care Dumnezeu doar o poate da. Dacă încercăm să astupăm acel gol care există în noi prin plăcerile acestei lumi și poate pentru un moment parcă foametea a dispărut, imediat revine. Și lucrul acesta ne indică conștiinței noastre că ceea ce noi avem nevoie nu este doar hrană, ci este hrană spirituală, este hrană divină. Conținutul chemării este acesta. Veniți la această hrană. Din nou, chemarea este calificată pentru că nu este suficient doar să venim, de parcă ceea ce s-ar descrie este un fel de religie generică. Fiecare să vină unde vrea, doar să vină. Nu. Trebuie nu doar o experiență religioasă abstractă, ci trebuie ceva specific. Există un obiect, veniți la apă. Există o apă la care trebuie să venim. Există un obiect specific la care trebuie să venim. La apă. Apa în Scriptură este din nou și ea o metaforă spirituală. Și metafora este Dumnezeu, Duhul Sfânt mai specific. Este elementul prin care setea noastră este stâmpărată. Prin faptul că Duhul Sfânt, care este apa divină, intră în persoanele noastre și stâmpără acea sete. Când Hristos ne cere ca să bem din El, care este apă vie, ne cere ca să credem în El și crezând în El primim ce? Prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Suntem umpluți cu apă vie și din noi izvorăsc izvoare de apă vie și după aia nu ne mai este sete. Pentru că vom avea apa divină. Este reprezentativ de apa prin care suntem spălați de păcatele noastre și regenerați, aduși la viață. Este reprezentativ de apa prin care suntem botezați. De fapt, și apa botezului nostru, în care am fost botezați, fiecare dintre noi care am fost botezați, a reprezentat îngroparea spirituală prin Duhul Sfânt în Hristos și în moartea Lui și învierea prin Duhul Sfânt la viață veșnică. Asta a reprezentat acea apă, da? A reprezentat Duhul Sfânt și lucrarea care Duhul Sfânt a făcut-o datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Și avem o acțiune specifică care trebuie luată vis-a-vis de această apă. Nu putem doar să venim la ea și să nu facem absolut nimic.
Trebuie să facem ceva. Veniți, spune Isaia, și cumpărați. Veniți și cumpărați. Dar oare poate hrana spirituală să fie cumpărată? Da, poate. Dar nu prin eforturile noastre. Nu prin aur și argint. Nu prin strădanie. Nu prin ce pot eu ca să achit, pentru că nu am ceea ce este nevoie. Și Isaia spune, veniți și cumpărați fără bani și fără plată. Nu că această hrană ar fi ieftină, dar plata ei a fost deja achitată de altul și Isaia ne arată lucrul acesta în Isaia 53. Apa vie este plătită și totuși ni se spune să venim și să cumpărăm. Ce înseamnă atunci ca să cumpăr? În engleză avem o expresie, când cineva îți spune ceva incredibil, se spune I don't buy that, care înseamnă eu nu cumpăr asta. Când spunem asta, nu înseamnă că realmente nu iau bani și nu-ți dau pentru cuvintele tale. Înseamnă că nu pun preț pe cuvintele tale. Nu mi se par credibile cuvintele tale. Nu consider de valoare ceea ce acea persoană ți-a spus. A veni și a cumpăra înseamnă în primul rând a atribui valoare la această apă și la această hrană care ți-o oferă Dumnezeu. A vedea că este mai prețioasă pentru tine decât hrana și apa fizică. Pentru că fără pâine, trupul moare. Dar fără Hristos, sufletul este mort. Și aceea Mântuitorul ne spune, nu vă temeți de cei care pot omorâ carnea, trupul. Există un pericol mai mare. Că fără hrană spirituală, sufletul este mort. Este doar atât? Trebuie pur și simplu să consider că este ceva de valoare? Nu. Uitați ce spune Isaia în următorul verset. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Versetul 2 ne arată că atunci când atribuim valoare, depunem efort pentru acel lucru. Când atribuim valoare pentru ceva, considerăm că acel lucru este valoros, muncim în direcția lui. Sacrificăm în direcția lui. Tu de ce muncești? Pe de o parte, muncești pentru a supraviețui, muncești pentru hrană, nu este așa? Să pui o pâine pe masă, pentru copiii tăi, pentru familia ta. Dar nu numai atât. Muncești pentru plăcere. Muncești pentru concedii. Muncești pentru excursii. Ce cauți în acele lucruri? Supraviețuire? Nu. Cauți mai mult. Cauți împlinire. Muncești pentru că consideri că acele lucruri îți vor aduce, pe de o parte, supraviețuire, o casă să fii protejat de elemente, de furtuni, hrană, apă și așa mai departe, încât să-ți întreții corpul, haine ca să nu-ți fie fric și așa mai departe, și apoi lucruri care consider că te vor împlini. Îți cumperi o mașină doar să ajungi la servici, îți cumperi pentru că îți place. Nu te duci în concediu sau în Japonia, ca și fratele Cristi, pentru că ai nevoie, te duci pentru că îți place, pentru că consider că te va împlini, îți va da ceva care crezi că va fi plăcut și ai nevoie, simți o nevoie spirituală, ai putea spune, de acele lucruri. La fel este și cu hrana spirituală. Deși prin eforturile noastre nu o putem merita, nu o putem cumpăra, nu o putem plăti, pentru că ea este achitată deja de altul, dar pentru că o considerăm prețioasă, depunem tot efortul în direcția ei. Cheltuim banii noștri, cheltuim timpul nostru, cheltuim efortul nostru, ne deplasăm unde este nevoie, la biserică, duminica, miercurea și așa mai departe. De ce? Pentru că înțelegem că orice efort care ne aduce mai aproape de acea hrană, care a fost plătită pentru noi, merită. La fel cum înțelegem că a depune un efort pentru a strânge niște bani, pentru a merge într-un concediu, merită, pentru că va aduce o plăcere, o împlinire. Isaia ne spune că atunci când cumpărăm ceea ce deja a fost plătit, atribuim o valoare nespus de mare pentru acea hrană și apă și ne trăim viața noastră în lumina acelei valori. Dacă înainte ne cheltuiam mai mult pentru hrana fizică, acum ne cheltuim mai mult pentru hrana spirituală. Dacă înainte ne cheltuiam mai mult pentru împlinirile acestei lumi, acum ne vom chelti mai mult pentru împlinirea spirituală. Ca tare să nu ne amăgim zicând că prețuim hrana, dar de fapt ne dând doi bani pe ea. Să nu ne amăgim spunând că noi credem că apa vie este nespus de prețioasă
și nu sacrificăm nimic pentru ea. Adevăratul act al cumpărării este momentul acela în care toată ființa ta vine la Dumnezeu și consideră oferta lui Dumnezeu mai prețioasă decât orice altceva. Și apoi își trăiește toată viața în căutarea acelei hrane. A veni este descris astfel în versetul 3. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. A veni înseamnă nu doar a prețui, prin faptul că cumperi, îți dorești, tânjești, urmărești acea hrană, ci înseamnă și a asculta, înseamnă a lua aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Și la fel cum ni se spune că atunci când venim la hrana spirituală, meritul și cauza supremă nu suntem noi, ci ea este dată nouă fără plată, acum Isaia ne spune că luarea minte și ascultarea noastră, care este sinonim cu a veni, a veni la Dumnezeu înseamnă a asculta de El, a lua aminte de ceea ce ne spune, a da crezare și importanță la ceea ce ne spune, este datorită nu în primul rând nouă, ci există un postament, există o altă cauză. Uitați ce spune Isaia. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic. Casă. Ce înseamnă casă? Da? Ca să întăresc îndurările mele față de David. Ne arată motivația pentru care Dumnezeu încheie acest legământ veșnic, datorită căruia noi am venit la El, adică am luat aminte și am crezut ceea ce ne-a spus. Și ne întrebăm, ce treabă are îndurarea față de David cu mine? Ce legătură este între împăratul David și faptul că eu am luat aminte la vestea bună a Evangheliei? În 2 Samuel, capitolul 7, Dumnezeu promite lui David faptul că casa ta, citez, și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Asta este promisiunea lui Dumnezeu față de împăratul David. Rețineți apoi că Petru spune în predica lui de la cinzecime, în Fapte, capitolul 2, versetul 29, cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Cum atunci și-a împlinit Dumnezeu promisiunea față de David? Cum atunci casa lui și împărăția lui va dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie dacă David este mort și îngropat? Tot Petru spune în versetul 30, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Isaia spune că legământul veșnic, legământul cel nou, încheiat în sângele Domnului Iisus Hristos, care este prevestit în Isaia 53, este o împlinire a promisiunilor făcute față de David. Adică David, care este mort, este înlocuit de Hristos, care trăiește veșnic, veșnic. Israel, care este poporul împăratului David, peste care a fost împărat, și care a falimentat față de chemarea care a avut-o, ca și poporul ales al lui Dumnezeu, este înlocuit de biserică, care este poporul câștigat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este Israelul spiritual. Și Hristosul, noul împărat, cel care a urcat pe tronul împăratului David, trăiește veșnic și domnește peste poporul său în veșnicie. Vestea bună este că această promisiune nu este doar pentru David. Noi suntem beneficiarii acestei promisiuni. Versetul 4. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel. Cine este Sfântul lui Israel? Hristos. Am studiat și am dovedit lucrul acesta fără echivoc împreună. Pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Promisiunea făcută lui David este împlinită în Hristos și ea rezultă în chemarea unui popor din toate popoarele.
Nu din poporul Israel doar, ci din toate popoarele care înainte erau străine, care înainte erau în afară, acum ele sunt chemate și atrase de Hristos pentru gloria lui Dumnezeu. Rezultă în chemarea unui popor din toate popoarele pe baza legământului făcut în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui beneficiar sunt și eu și dumneavoastră. Promisiunea lui David, promisiunea făcută lui David, rezultă în venirea ta la Hristos prin legământul făcut în sângele lui. A doua chemare sau a doua ipostază aceeași chemări o găsim de la versetul 6 la versetul 13. Și este sub forma aceasta: căutați și chemați pe Domnul. Dacă chemarea să venim și să cumpărăm a subliniat pentru noi că aceasta se face fără plată și este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, adică a subliniat într-un fel libertatea harului mântuirii, acum chemarea să căutăm și să chemăm pe Domnul subliniază temporalitatea ei. Ne arată că este pentru o durată scurtă de timp. Pericolul este că atunci când realizăm că această hrană și această apă divină care ni se oferă este gratuită, adică primită în dar, pericolul este să o desconsiderăm. Pentru că avem impresia că va fi întotdeauna la îndemâna noastră. Dacă ți se tot dă o ofertă gratuită, ai impresia că oricând poți să o primești, nu este așa? E ieftin. E disponibil oricând. Dar Isaia spune că Domnul trebuie căutat câtă vreme se poate găsi. Prin aceasta înțelegem că vine o vreme când nu se va mai putea găsi. Când hrana spirituală, când hrana spirituală fără de care vom muri, va fi inaccesibilă pentru noi. Și oricât de mult ne-am dorit ca să obținem această hrană și orice am fi dispuși în acel moment să dăm, va fi prea târziu. Isaia ne spune că trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu câtă vreme este aproape. Și prin aceasta înțelegem că vine o vreme când va fi departe de cei care nu L-au căutat și nu L-au chemat și n-au cumpărat hrană și apă vie fără plată. Dragul meu, nu te înșela crezând că dacă hrana este gratuită, este ieftină. Că dacă oferta aceasta Evangheliei este făcută din nou și din nou, poate ai crescut sau crești în mijlocul bisericii. Poate m-ai auzit pe mine și să mai auzi ani de zile, făcând aceeași ofertă liberă și gratuită din partea lui Dumnezeu. Și să spui, e ieftin. Oricând pot avea acces la această ofertă. Nu te amăgi zicând că va fi timp și mâine să-L cauți, să-L chemi și să cumperi hrană și apă pentru sufletul tău. Mâine va fi prea târziu. Mâine s-ar putea ca tu să nu mai fii. Și ceea ce astăzi se dă liber și în dar, mâine nu se va mai putea găsi. Ce înseamnă să căutăm și să chemăm pe Domnul? Isaia ne explică lucrul acesta în versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Primul aspect, Isaia ne spune că trebuie ca să fie prezentă pocăința. Lucrul acesta se indică prin faptul că ni se spune că trebuie să se lase cel rău de. Trebuie să te lași de ceva. De ce anume? De calea lui. Calea lui indică faptele lui. Exteriorul, ceea ce face cel rău trebuie să se schimbe. Dacă ai fost un hoț, nu mai poți fi în continuare un hoț dacă te-ai pocăit, dacă te-ai întors la Dumnezeu. Dacă ai fost un curvar, nu mai poți fi în continuare un curvar. Dacă ai fost un excroc, nu mai poți fi un excroc. Dacă ai fost un mincinos, dar este suficient oare? O reformă a faptelor tale? Nu. Uitați ce spune Isaia, că este adevărata pocăință. Și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Gândurile indică inima, interiorul, transformarea pocăinței care se produce prin nașterea din nou este nu doar exterioară, ci este interioară. De fapt, ceea ce se schimbă în lăuntrul nostru, în gândurile noastre, în inima noastră, va schimba pașii noștri, calea noastră, faptele noastre.
Și nu doar pocăință, ci și credință, că ele merg întotdeauna mână în mână. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Dacă pocăința înseamnă părăsirea și părerea de rău față de păcat, adică mă întorc cu spatele față de păcat, am părăsit ceea ce am fost, nu mai vreau să văd acele fapte, nu mai vreau ca să mă gândesc la ele, nu mai vreau ca să umblu pe acele cărări. Credința înseamnă îndreptarea mea cu toată ființa spre Dumnezeu, cu nădejdea că El va avea milă de mine. Nu că merit ceva, da? Pocăința și credința nu înseamnă m-am pocăit, m-am lăsat de păcatele astea, acum, Doamne, uite-te la mine, dăm ceea ce merit. Nu, asta nu e pocăință și credință. Pocăință și credință îi las păcatul în spatele meu, dar știind că este păcatul meu, știind că merit moartea pentru el, mă întorc către Dumnezeu și spun, Doamne, ai milă de mine. Credința este nădejdea că în ciuda păcatului, de care mi este scârbă acum, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită bunătății și îndurării lui Dumnezeu, el va avea milă de mine. Nu că merit ceva, nu că acum că îmi pare rău, el este dator să mă ierte, ci mizez pe mila și pe generozitatea lui, știind că el nu obosește iertând. Privesc la Isaia 53 și mă încred în Domnul meu Iisus Hristos. Ați privit până acest moment acest tipar de chemare și apoi imediat după chemare, Isaia afirmă suveranitatea lui Dumnezeu ca nu cumva să noi credem, ca noi să credem că noi cumva am fi decisivi. De exemplu, versetul 1, veniți și cumpărați fără bani și fără plată. Adică nu faptul că eu vin, că eu cumpăr, asta este de fapt decisiv sau meritoriu, ci faptul că el a plătit în locul meu. Ascultați și luați aminte, ni se spune în versetul 3 și sufletul vostru va trăi. De ce? Căci eu voi încheia un legământ veșnic. De ce ar încheia acest legământ? Ca să întărească promisiunile făcute lui David. Era el obligat să facă vreo promisiune? Nu. Căutați și chemați pe Domnul. Domnul va avea milă și nu obosește iertând. Iar acum, la finalul capitolului, din nou suntem amintiți de suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea noastră. Ce este interesant este că și versetul 8 și versetul 10, care formează acest gând sau conturează acest gând, începe cu această frază, căci. Ceea ce indică o relație între ceea ce se spune în versetul 6 și 7, care este chemarea noastră, și ceea ce se spune apoi în versetul 8 până la versetul 11. Este cum Isaia ar spune, căutarea și chemarea voastră depinde de acest lucru. Dacă n-ar exista această realitate, n-ai putea căuta și n-ai putea chema. Versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Acum, exceptând gândurile lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, gândurile noastre, spune Scriptura, înspre ce ar fi îndreptate? Înspre Dumnezeu sau departe de Dumnezeu? Numai spre rău, spune Scriptura. Exceptând căile lui și căile care el le-a croit spre noi, pașii noștri ar fi îndreptați spre Dumnezeu sau departe de Dumnezeu? Departe de Dumnezeu. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Planul lui Dumnezeu, care depășește priceperea noastră, gândurile lui, care nu sunt precum ale noastre, acestea stau la temelia răscumpărării noastre. O răscumpărare care, după ce am experimentat-o, ne uităm înapoi și spunem cum este posibil așa ceva. Cum este posibil ca eu, un ticălos care m-a înrăzvrătit împotriva lui Dumnezeu, să fiu mântuit? Cum este posibil ca el să fi conceput un plan prin care să trimită pe singurul său fiu să moară pentru mine? Eu n-aș fi făcut-o. Fii sincer cu tine. Care dintre dumneavoastră ar da la moarte pe copilul tău ca să răscumperi un infractor, un ticălos, un ucigaș? Niciunul dintre noi. Eu nu mi-aș da fetele pentru nu știu ce ticălos care este acum la pușcărie în Zalău. Dar gândurile lui sunt deasupra ale mele.
și înțelepciunea lui și dragostea lui excelează infinit mai mult decât a mea. Dacă n-ar fi pentru înțelepciunea lui și pentru planurile lui, ce șansă aș avea eu la mântuire? Dacă ar depinde de gândurile și planurile noastre umane, fraților, am fi fără vreo speranță. Vestul 10. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Acest plan al lui Dumnezeu, spune Isaia, este cert în rezultatul lui. Precum ploaia produce rod, spune Isaia, tot așa cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu va împlini planurile lui Dumnezeu. Acest cuvânt despre care vorbește Isaia nu este doar cuvântul lui Dumnezeu în mod abstract, ci generic. Știm că cuvântul lui Dumnezeu este Hristos aici. Știm că este ceea ce Ioan spune în capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. E tot, evanghelistul ne mărturisește că acest cuvânt s-a întrupat. Acest cuvânt este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu. Și ați realizat, sau ați observat cum realizează Hristos această lucrare? Isaia spune, Dumnezeu grăiește prin el, cuvântul iese. De unde? Ca ploaia coboară din ceruri și vine pe pământ, spune Isaia. Dar nu rămâne aici, ci după ce își îndeplinește misiunea, se întoarce la mine. Ca și Hristos, care se înalță la ceruri. Dar nu fără rod, ci rodul lui este garantat. De ce? De ce este rodul garantat? Pentru că în momentul în care pleacă, rezultatele nu sunt fabuloase. O mână de ucenici. Isaia ne spune de ce. Tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Motivul pentru care planul lui Dumnezeu se împlinește vis-a-vis de biserica sa este pentru că Hristos a împlinit toată voia Tatălui. Hristos a împlinit toate planurile Dumnezeu. Și lucrul acesta se atestă pe cruce când El, pironit pe acea cruce, spune s-a terminat. Tot ceea ce Tatăl mi-a dat de împlinit s-a terminat. Ca atare, rodul este garantat. Vestea bună, fraților, constă în aceasta. Cuvântul a coborât din ceruri, ca roua dimineții aducând apă vie pe pământ. Nouă celor însetați, împlinind voia lui Dumnezeu în locul celor ce am încălcat-o și plătind plata păcatului în locul celor vinovați. Și ne dă hrană spirituală și ne oferă apă vie și ne promite viață veșnică tuturor celor ce se încred în El și se pocăiesc de păcat. Finalul pentru cei răscumpărați îl avem la finalul acestui capitol. Da, spune Isaia, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Această promisiune se face unor oameni în captivitate. Această promisiune se face nouă, încă în captivitatea acestei cărni, acestei firi, acestei lumi, știind că toate planurile lui Dumnezeu deja au fost împlinite în Domnul nostru Iisus Hristos. Mai mult decât atât, această glorificare care ni se promite nouă o așteaptă întreaga creație. Este reînnoirea tuturor lucrurilor pentru care tânjește inclusiv creația. Munții, spune Isaia, și dealurile vor răsuna de veselie. Înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Și în locul spinilor, spune Isaia, vor fi copaci. Acolo unde au fost mărăcini, va fi vegetație plină de fruct și plină de frumusețe. Lumea întreagă
va fi reînnoită datorită jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în acea lume vor avea parte doar cei care îl caută și îl cheamă. Doar cei care vin la el și cumpără apă vie și hrană divină, fără bani și fără plată. Amin.